Hristos s-a înălțat și s-a întronat și rămâne Rege al Regilor și Domn al Domnilor. Abia după înălțare, ucenicii au redescoperit rugăciunea. Ei înainte nu se rugau. În Evanghelie îi găsim că la ceasul rugăciunii adormeau, pentru că cândva în primul secol se dormea bine la rugăciune. În grădina Ghețimani, la final, când i-a fost mai greu, Domnul i-a luat pe ucenici și încă i-a ales pe trei dintre ei, campioni, să-L ajute în rugăciune. Și Iisus se ruga și ei adormeau. Nu s-au rugat, Iisus s-a rugat, se retrăgea pe munte, nu odată, să se roage. I-ați găsit pe ucenici la rugăciune? Îmi zice frate Ghiță, dar cum facem cu dialogul acela? Când au zis, învață-ne să ne rugăm. Asta nu e o garanție că s-au și rugat cu rugăciunea aceea. Eu înclin să cred că nu s-au rugat. Ei au vrut o rugăciune model cu care să meargă să concureze cu ucenicii lui Ioan. Resorturile erau foarte omenești. Nu s-au rugat. Nu simțeau nevoia să se roage. Știau că cineva mereu se roagă. Acela era Iisus, deși e un paradox, cum Dumnezeu se roagă lui Dumnezeu. Dar înălțându-se la cer, cum citim în Fapte 1, ucenicii s-au adunat cu toții, 120, au stăruit în odaia de sus în rugăciuni și atunci, peste ei, în ziua cinzecimii, s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu. Mă bucur, dragii mei, ca împreună cu soția mea să fiu la dumneavoastră în această duminică, o duminică ce stă între înălțare și cinzecime și fie ca inimile noastre să fie vase curate, deschise, ca Duhul lui Dumnezeu să le umple și să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Deschidem Scripturile pentru această dupămasă la textul de dimineață, la Evanghelia după Luca, la capitolul 9, versetul 57, citim până la 62. Noi vom predica din ultimele două versete, 61 și 62, dar le citim pe toate acestea. Haideți să ascultăm cuvântul. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Să ne așezăm. Iubiți frați, stimate surori, dragi prieteni, continuăm într-un fel predicarea de dimineață și doar ca o aducere aminte pentru cei care ați fost împreună cu noi dimineață și ca o informare respectuoasă pentru cei care nu ne-ați însoțit dimineață. Vă aduceți aminte, vorbeam din dialogul descris în versetele 59 și 60, arătând cam ce înseamnă să fii ucenic în vremuri? Mulțumesc pentru entuziasm. Mai încerc o dată fără speranță. Cam ce înseamnă să fii ucenic în vremuri? E mai bine să nu ai speranță. Să fii surprins plăcut. Domnul îi zice aceluia de dimineață, vino după mine. Și el zice, vin, chiar vin. Dar lasă-mă întâi să îngrop pe tatăl meu, ceea ce înseamnă o pierdere mare. Spun psihologic că atunci când ne mor părinții, ne moare trecutul.
Și un hău se deschide în spatele nostru și ne simțim în nesiguranță și cumva plecarea părinților de lângă noi creează un vid, creează ca un suflu care parcă te trage după ei, te trage înapoi. Nu mai zicem că atunci când părinții pleacă prin moarte, simțim, fără să ne-o spună nimeni, că ne vine nouă rândul. Nu e așa că atâta vreme cât ne trăiesc părinții, ne simțim cât de cât nemuritori? Nu e așa că viața lor, chiar bolnavi, cum sunt uneori, bătrâni, dar nu e așa că faptul că sunt în viață reprezintă pentru noi o siguranță psihologică că noi încă mai avem de trăit, mai avem de proiectat, mai avem de visat, mai avem de împlinit? Ideea aceasta nu mi-aparține, ea este scrisă în cărți foarte deștepte, care arată că existența părinților înseamnă pentru copii, orice vârstă ar avea aceștia, un fel de liniște, un fel de siguranță, de poftă de viață, pe care aceștia le oferă fără să spună nimic, fără să le dăruiască nimic. Ei bine, omul acesta despre care vorbeam dimineață și-a pierdut tatăl și urma să-l îngroape, după toate urânduierile, cu mult respect, să se ocupe de funeraliile tatălui, ceea ce este absolut legitim. Domnul Iisus zice, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Spuneam, acum reiau, foarte scurt. Cuvântul acesta al Domnului, radical în litera lui, trebuie înțeles în spirit. Domnul nu vrea să spună, lasă-ți tatăl neîngropat. Domnul nu vrea să-ți spună, părăsește-ți familia, comportă-te ca un iresponsabil. Domnul nu vrea să spună, fii un boem pe care nu-l interesează de ce lasă în urmă, de cine suferă lângă el. Nu vrea să cheme la iresponsabilitate. Domnul nu este insensibil la suferința unui fiu căruia tocmai i-a murit tatăl, ci, de fapt, această afirmație radicală trebuie înțeleasă în spiritul ei, ca multe altele din Scriptură, și învățătura din spate ar fi, atenție, fă tot ce ai de făcut, dar nu uita că prioritar, că mai important decât evenimentul trist prin care ai trecut, este ca tu să mergi și să vestești împărăția, este ca tu să fii ucenicul meu. Acesta e gândul cu care am încheiat dimineața și cu care pornim în această seară, ca în vremuri grele și în vremuri grele să rămânem ucenicii lui Hristos. Acum, al doilea și ultimul, cumva, dialog dintre cele trei, versetele 61 și 62, vă invit să avem o scurtă privire exegetică asupra acestui mic dialog. Un altul, fără să-i spună Domnul nimic, se pare, din propria lui inițiativă, se apropie de Domnul și zice, Doamne, te voi urma, voi veni după tine, voi răspunde chemării tale, dar lasă-mă întâi ce să fac? Să-mi iau rămas bun de la ai mei. Cum vi se pare doleanța aceasta? Sper că e corect să o numim doleanță, nu? E aproape elegant. Cum vi se pare când un fiu, și acum din nou nu contează nici vârsta lui, nici vârsta părinților, că doar ești copil câtă vreme îți trăiesc părinții, îi spune Domnului, lasă-mă să mă duc la ai mei, să-mi iau rămas bun. Și până vă gândiți să-mi răspundeți, priviți la răspunsul Domnului ca să fie mai complicat. Domnul zice, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este cum? Destoinic pentru împărăția mea. Un răspuns mai radical decât altul. Se pare, cum au observat exegeții, că în drumul lui spre Ierusalim, Domnul Iisus Hristos a fost de un radicalism total, maxim, fără precedent. Timpul se scurta, de acum pleca spre patim. Urgența mesajului împărăției, urgența uceniciei, rigorile uceniciei devin mult mai clare. Ați auzit răspunsul? Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, înțelegem la o primă vedere că pentru omul acesta a se întoarce la părinți, aș lua rămas bun de la părinți, ar însemna că se uită unde? Înapoi. Din nou vă invit ca și dimineață, nu priviți în litera acestei afirmații, ci priviți, vă rog, mai la adâncime, în spiritul ei.
Și în spiritul ei Domnul vrea să spună: nu am nimic cu părinții tăi. De fapt, apreciez că ai o legătură atât de bună cu părinții tăi. E mare lucru. Apreciez că vrei să mergi la ei și să ai cu ei un moment în care să-ți iei rămas bun. Nu voi insista pe termeni, însă credeți-mă că acolo unde avem în românește să-ți iei rămas bun, e un cuvânt grecesc ce se traduce prin să te duci și să ai un moment solemn cu cineva, adică să te desparți cum ar veni oficial, cu fruntea sus, frumos, să rostiți amândoi toate cuvintele care trebuie rostite. Este o anumită solemnitate în cuvântul acesta, să-ți iei rămas bun. Îl mai găsim utilizat în Noul Testament, nu insistăm, dar e bine să știți, îl mai găsim mai ales în contextul apostolic din Faptele Apostolilor, unde în anumite situații, mai ales apostolul Pavel, își lua ziua bună sau își lua rămas bun și era un moment punctat, era în program lucrul acesta, mă înțelegeți? Nu este faci cu mâna și pleci, ci este îți iei timp pentru asta. Ori omul acesta îi spune Domnului: vreau să-mi iau timp, vreau să aloc atenție, căldură, emoție. Nu vreau să plec de acasă ca un fugar, vreau să plec cu binecuvântarea părinților mei. Orice își poate dori un părinte mai mult decât un copil care chiar la vârste cât de cât independente vine și cere o binecuvântare, vine și cere o părere, vine și a rămas bun. Înțelegem de aici că acest personaj era într-o perioadă bună a vieții lui, pentru că părinții erau bine, relația era bine și, prin urmare, el nu era atins de nicio suferință momentan, ci toate erau bune. Mai înțelegem de asemenea din răspunsul Domnului că uneori lucrurile bune și stabile pot să fie un pericol pentru cumva râvna ta, pentru lucrarea aceasta la care te cheamă Domnul în ucenicie și în slujire. De aceea interpretăm, dragii mei, acest dialog plecând de la premisa că omul acesta nu se afla într-o situație grea, ci într-o situație bună. Atunci putem pune titlul acestei predici: ucenic în vremuri bune, în vremuri în care te înțelegi cu părinții, părinții trăiesc, poate cu asta trebuia să începem, în vremuri în care tu ești bine, în vremuri în care nimic nu-ți lipsește și, omenește vorbind, în aceste vremuri, iată-te cât de bine îți merge. Îți merge bine. Vreau să vă întreb, pentru că vin rar la dumneavoastră, acum trebuie să mărturisesc, păstorul mă cheamă mai des, dar eu nu pot veni așa de des. Deci vin rar, sunt chemat des, dar vin rar. Poate mai bine așa. Poate să ne fie dor unii de alții. Știți că dorul e ceva unic. Prin urmare, nu vă cunosc aproape deloc. Vă întreb, aproape retoric, nu trebuie să-mi răspundeți, poate mai bine să nu răspundeți. Se vorbește des în biserică despre vremurile bune? Despre că ne merge bine? Că de multe ori ne merge bine? Ca să nu pun o presiune pe dumneavoastră, vă voi răspunde cum e la noi. La noi nu se vorbește des, se vorbește foarte rar. Și aproape toți care apucă la amvon, măcar pentru un îndemn, aproape toți ne vorbesc de vremuri de care? Grele. De un pat de suferință, de un deces, de o situație, de un neajuns, de o sărăcie, de o înțelegere între soți. Îți lasă impresia că toți nu ne înțelegem pe acasă. Ceea ce uneori poate fi chiar adevărat. Să nu fim noi chiar așa. Dar se transmite uneori, se transmite, era să zic, duhul ăsta printre noi și cumva de la îndemnuri, de la retorica asta pe care încercăm să o facem pe aici, se transmite ideea că nouă tot timpul ne e greu, că noi tot timpul suntem în greu, că noi tot timpul suferim și, deși nu e adevărat, dacă ni se tot bagă în cap, nouă chiar ne e greu. Știți ce zic, da? Nu e o figură de stil, adică chiar ne e greu. Că dacă mereu te compătimesc, într-o zi vei crede că ție ți-e greu, că tu ești un mic erou, dar nu ești. Ascultă-mă, în seara aceasta, pentru o seară, să ne gândim că viața noastră, da, privind în urmă, e marcată de perioade, de evenimente bune, extraordinare, și pentru asta îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Că nu e totul negru, că nu e numai lipsă și durere și boală,
că nu sunt numai necazuri, nu, poate dacă ne gândim și aproape la toți se potrivește vorba aceasta, cele mai lungi perioade sunt perioadele stabile, bune, de prosperitate, de urcuș, chiar spiritual, dar nu numai material, dar nu numai relațional, familial. Când suntem părinți, ne plângem de copii și așa ne plângem câteodată de parcă ăștia sunt cei mai răi. Dar câte momente n-au fost bune cu ei, nu? În familie și cumva avem această lentilă și parcă ni se mai pune și la biserică din nou accentul ca să vedem numai vremurile grele. În această seară uităm cele grele. De acum ne gândim numai la cele bune și îl preamărim pe Dumnezeu. Vremurile bune, așadar, înseamnă, ca să facem o sinteză, înseamnă vremuri care ne entuziasmează. Ați auzit? Ne entuziasmează, ne umplu de bucurie. Entuziasmul acesta ni-l manifestăm fiecare în moduri diferite. Câte cineva se manifestă cu zgomot când este entuziasmat și cântă. Cântă prin casă, mă refer, nu cântă în biserică, da? Ce bine, că doar acasă. Acasă toți cântăm. El cântă, el laudă pe Domnul, el sau ea dă telefon și spune despre un entuziasm. Așa de mare e bucuria că trebuie să o împărtășească. Știți dumneavoastră că bucuriile mari nu le poți duce singur. Și ai nevoie mereu de cineva să împărtășești. Și pentru că nu ești atent din cauza bucuriei, împărtășești și la cine nu trebuie. Da? Dar după aceea îți dai seama, trecem peste asta. Oricum, vremuri de entuziasm. Superb. 2. Vremurile bune sunt vremuri nu numai care entuziasmează, auzi unde mergem, sunt vremuri care motivează, adică ne creează o anumită vitalitate și ne face, cum se spune astăzi în marketing, în management și altele asemenea, ne face să fim proactivi. Ați auzit vorba asta? Tinerii o știu, nici nu mai trebuie să le explicăm. Să fii proactiv înseamnă să iei înaintea vieții, înaintea istoriei, să nu te lași la concurență, să... Da? Și dacă ai în inimă nu știu ce, tu să zâmbești, chestii. Adică chestii interesante. Mi se pare că ăștia trec prin viață, ne uităm la ei ca la niște supereroi. Spunem, așa vreau să fiu și eu. Și cumva, vremurile bune ne motivează. Și mai adăugați, vă rog, ca și cum nu eram de ajuns, vremurile bune ne stabilizează, ne conferă stabilitate. Și toți suntem în căutarea stabilității. Stabilitate la care se adaugă perspectivă, cum vă spuneam, vedem lucrurile mai în larg, mai senin, mai deschis, ne conferă vitalitate, nu o mai luăm de la capăt. Îngăduiți-mi să vă spun și 3 dezavantaje ale vremurilor bune, ca apoi să ne întoarcem la dialog și să punctăm câteva elemente constructiv, zic eu. Un prim dezavantaj a vremurilor bune este riscul inerției. Riscăm să mergem din inerție. Oare știți la ce mă refer? Adică, cumva, ne merge prea bine de la o vreme, stăm prea bine pe toate planurile, toate s-au aranjat, planetele ni se pare că s-au aliniat și intrăm într-o rutină, într-o inerție. Și cântarea merge, și predica merge, și familia merge, și slujirea merge, și merg toate dintr-o inerție. Eu m-am văzut căzut în inerție în vremurile bune. Ele sunt riscante într-un fel, dar nu ne întristăm, dar nu mă spunem, că sunt riscante pentru că ne dau această inerție. Adică nu prea mai suntem participativi, nu prea mai suntem în ceea ce facem, le facem, dar noi nu mai suntem acolo, dar noi le facem. Și trece prea mult timp cu această inerție. Un alt dezavantaj este riscul aroganței. Fără să ne dăm seama și într-un mod uneori destul de mascat, de voalat, devenim un pic aroganți, un pic cu nasul pe sus. Un pic nu mai vedem pe alții sau îi vedem prea jos și ne împiedicăm de toți. De obicei, un semn al aroganței este că nu mai încăpem de nimeni. Și în discursul unui arogant, mereu sunt ceilalți care îl întristează, îl supără, pe care cumva ceilalți care nu se conformează. Pentru că dacă te ridici peste popor, peste poporul Domnului, peste medie, te vei împiedica de toți. Prin urmare, tu ești cel care cazi, tu ești cel care te împiedici. Rămâi printre noi și o să vezi că nu te mai împiedici. Da? Aroganță. Noi știm, cum să nu știm? Noi știm că nu avem niciun merit. Ni se spune mereu, aproape duminical, că nu avem niciun merit. Dar în vremurile bune ne gândim, chiar dacă nu rostim,
că vremurile astea n-au venit peste noi din întâmplare, că noi suntem morali, că noi umblăm la biserică, că noi dăm zeciuiala, că am tot auzit de zeciuială, că noi totuși ne înscriem într-un tipar și prin urmare avem un soi de merit pe care nu-l declarăm, dar cumva atât de ușor ajungem ca fariseul din pilda Mântuitorului care a zis: eu nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Atât de ușor ajungem. Atât de ușor. În fine, un al treilea dezavantaj este riscul insensibilității. Riscul insensibilității. Vremurile bune ne fac insensibili, fără să vrem. Ne împietresc, ne fac duri, ne fac reci și aproape nu mai pricepem la necazul omului. Vă dau cel mai simplu exemplu, e aproape banal, dar e cu atât mai adevărat. Câte vreme suntem sănătoși, ni se pare că toți românii sunt cum? Când noi suntem sănătoși, toți românii sunt sănătoși. Când auzi că intră câte unul în spital, zici: eu am zis nu odată, ăla are vreme să meargă în spital. Ăla are vreme să bolească, auzi, să bolească, de parcă el a vrut bietul. Ăla are timp. Noi n-avem timp. Numai că pentru asta îți faci timp, știi? Numai atunci, prea bine îți merge. Așa suntem făcuți că generalizăm fără să vrem și devenim insensibili și dacă noi avem de toate, ni se pare că toți au de toate, dacă suntem sănătoși, toți sunt sănătoși, dacă noi avem un oarecare impact, n-aș numi succes în lucrarea noastră, să ne ferim cumva de cuvântul succes, e primejdios. Eu cred că din tot ce facem noi, fiecare cu vocațiile noastre, are succes Dumnezeu și să aibă El succes, să învingă Hristos. Să zicem: vie împărăția ta, Doamne, și prin noi vie împărăția ta. Dar cumva ne așezăm cumva într-o stare din asta confortabilă și devenim insensibili și nu mai rezonăm cu cel căzut, cu cel nevoiaș, cu cel în necazuri, cu cel în probleme. În fine, mai adaug și apoi chiar mergem la principiile care vi le-am tot promis. Mai adaug un detaliu despre riscurile pe care le avem în vremurile bune, pornind de la pilda celor poftiți la cină din Luca 14, 15 la 24. N-am să citesc pilda, doar vă povestesc. Acolo aflăm că un anume împărat, un om foarte important, nu-i așa, a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Zice că a pregătit toate cele care trebuiau pentru ospăți și apoi a trimis ca să îi cheme pe invitații care deja fuseseră anunțați, așa cum era uzanța în primul secol. E bine de reținut că toate pildele pe care le citiți cu poftire la cină sau la masă, să știți că au în spate acest tipar care nu apare neapărat din text, anume că erau două invitații. Asta vă spun ca o paranteză exegetică pentru iubitorii de texte biblice. Adică, procedura era, nefiind ceas, nefiind nelucrându-se cu ceas, acum lucrăm cu ceas, da? Acum știm dacă întârziem. Pe vremuri nu se știa dacă ai întârziat ce vremuri. Ce vremuri de mult apuse. Acum nu mai intri și se uite la ceas. Iar eu uneori sunt întârziat. Am colegi care n-au întârziat niciodată, aproape mă tem de ei. Mi se pare plictisitor să nu întârzi niciodată. Și dacă ești păstor și dacă ești, aia e mai interesant. Mi se pare mai palpitant pentru toți. Aia simțim ceva. Când am venit la biserică, să simțim ceva. Tiparul din spatele invitațiilor din pilde e că, de îndată ce omul care dorea să dea masa sau făcea nuntă cu fiul, se gândea la eveniment, trimitea solii la toți invitații care trebuia să-și dea un acord. Adică puteau să spună da sau nu, dar acela era un răspuns de principiu. Ați auzit? De principiu. Pentru că solii nu puteau la vremea aceea, chiar nu puteau să spună în ce zi și la ce oră are loc evenimentul. Știu că pentru noi este de neimaginat. Noi cu agende electronice, noi cu timing, noi corporatiști, noi care și bisericile le-am făcut corporatiste. Am acis să nu ziceți amin, că nu-i de amin, aici e cauza de rugăciune. Că noi care cumva și aici le rânduim.
Pe vremea aceea nu se știa care e ziua, cu atât mai puțin care e ora, dintr-un motiv obiectiv, pentru că nu se știa cum merg pregătirile, mă înțelegeți? Nu era atâta tehnologizare, nu se cumpărau produsele prefabricate, nu se lua mâncarea pe platouri, nu, ci se gătea totul și atunci, neștiind cum va merge pregătirea, nu puteai să preconizezi cu exactitate ziua. Și atunci, ascultați-mă, era nevoie de a doua invitație, astfel încât, când toate erau gata, adică cum ai zice, mâine le putem pune pe masă, știți, la modul acesta, deci când toate erau gata, asta și apare în pildă, stăpânul trimitea pe soli, dar numai la aceia care la prima invitație au spus cum? Da. Înțelegeți? Nu mai mergea și la ceilalți. Prin urmare, în această pildă avem exact tiparul acesta și stăpânul îi trimite pe soli să invite pe cei care deja au spus cum? Da. Sper că elementul ăsta e mult rămuritor și vinovăția acestor oameni este cu atât mai mare cu cât ei și-au dat acordul de principiu și acum se duc solii la ei și spun să veniți că toate sunt gata. Stă să înceapă ospățul și zice că trei dintre ei au răspuns. Primul se scuză zicând, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Aici apare și un paradox, așa, adică îl cumperi și apoi îl vezi, înseamnă că avea bani cumva. Am mai auzit cazuri, așa, trebuie să fii foarte bogat să-ți permiți chestia asta. Zice, hai că-l plătesc, că n-am timp să-l văd. Mașina, zice că și-o cumpărat, că n-avea timp să o vadă. Păi, mi se pare că are un nivel... Că noi ne tot uităm, știi, mi se pare că tot nu-i bună, știi, el nu cumpără. Al doilea și-a cumpărat 5 perechi de boi și zice, nu pot să vin, că trebuie să-i încerc. Vezi, nu aveau făcut rodajul cum ar veni. 5 perechi de boi, sigur, noi nu mai putem să ne imaginăm ce înseamnă 5 perechi de boi, din păcate, nu mai putem. Dar ca să vă fac așa o paritate, să omologăm ăștia 5 perechi de boi, înseamnă 5 tractoare cumpărate pe fonduri europene, noi nouțe, cu aer condiționat. Asta înseamnă. Ori nimeni nu-și cumpăra în vremea aceea 5 perechi de boi, afară dacă avea o afacere cu tractoare, sau cum să spun, în agricultură. Adică, astea 5 tractoare, fiecare zi în care stă, e o zi de pierdere. Și-s luate pe fonduri și fondurile sunt parțial rambusabile, în fine, să nu intrăm la alte dureri. Dar oricum, bucurie mare. 5 tractoare noi în curte, cum să te mai duci? Al treilea cel mai simpatic, țineți-vă bine. Vă faceți că nu știți. Al treilea zice, între prima invitație și a doua, că trecea un timp, mie îmi place să cred că așa s-a întâmplat între astea două, da, într-adevăr, la prima dată, la prima strigare, eu am zis cum? Da, numai că între prima și a doua mi s-a întâmplat ceva, că știi că pățești multe în viață. Deci între prima și a doua m-am însurat. Tocmai m-am însurat. Prin urmare, nu pot veni. Asta mi se pare cel mai simpatic. Dacă pe aia doi, pe primii, înțelege într-un fel ăsta cu ogorul că trebuie să meargă în sfârșit să-l vadă peciatat banii, ăsta la alt, că trebuie rambursați banii, sau mă înțelegeți, adică trebuie să punem în producție, să dăm drumul la procesul ăsta capitalist, dacă pe ăștia ei înțelege și ai noștri înțeleg mai bine pe primii doi, pe al treilea, singur că o perspectivă ușor malițioasă ar fi, și asta mă întreb uneori, băi, de ce nu și-a luat nevasta să meargă cu ea? Adică, tocmai era o ocazie bună să prezinte cea mai tânără soție acolo, într-un context de altfel, iată, de petrecere, de voie bună, de bucurie. Atâta de bucuros a fost că s-a însurat, că nu s-a mai dus. Adică, cumva, când te căsătorești, te poți pierde cu firea. Asta nu înseamnă să nu te căsătorești. Pentru că, după cum se vede, eu și alții am supraviețuit. Ăștia trei sunt în vremuri de care? Bune. Ăștia trei trebuiau să fie la ospăț. Nu ni se cerea să ducă, să aducă, să facă. În sfârșit era un moment de relaxare, de petrecere, de bună dispoziție, de stare de bine. Ăștia erau bine și în binele lor ei refuză acel bine, nu? Că atâta de ușor refuză invitația aceea. 4 principii, dragii mei, 4 îndemnuri
4 imperative pentru a fi ucenic în vremuri bune. 1. Rămâi smerit. Rămâi smerit. Să știți că smerenia nu este pentru vremuri grele, că atunci vremurile ne smeresc în sine. Când ești necăjit și abătut și când ți s-au unecat toate corăbile, nu ți se cere smerenie pentru că deja o ai, cum zic tinerii noștri, by default, adică inclusă în program. Nu mai trebuie să vii, să mai instalezi ceva, să mai... Nu mai instalezi nimic, e acolo. Când pățești rău și ajungi la limitele propriilor puteri, când simți că de fapt totul se curmă, totul se mișcă sub picioarele tale, că nu mai vezi nicio ieșire, smerenia este inclusă în program și atunci te smerești și dacă nu te smerești, te smerește viața. Virtutea smereniei este pentru vremurile bune, de aceea omul smerit nu e smerit în necaz, atunci toți suntem smeriți. Omul smerit e smerit când îi merge bine. Niciun amin n-am auzit. Acum să nu îndrăzniți că e târziu. Ma chiar e târziu. Acum numai poate data viitoare. Smerenia este antidotul mândriei și în lista celor 7 păcate capitale, așa cum a fost ea compusă prima dată, cele 7, în ordinea aceasta în Occident, adică la Roma, de către unul dintre papii foarte luminați din anii, să vă imaginați undeva, 500 și ceva, când el a făcut prima listă, zice că pe primul loc în lista celor 7 păcate avem mândria. Pentru că el a considerat că mândria este un fel de rădăcină a tuturor păcatelor, deoarece ea și numai ea, spre deosebire de celelalte 6, se poate manifesta inclusiv în zona spirituală, în zona duhovnicească. Atât de perfidă e mândria, încât ea se poate inocula în sensul că poți ajungi să te dai mare că te rogi, adică mândria în zona spirituală, să te dai mare că tu slujești, că tu cânți, că tu mergi, că tu investești, că tu mă înțelegi, că tu predici, să te dai mare. Și cumva mândria nu trebuie să fii neapărat firesc, lumesc, fără Dumnezeu ca să te mândrești. Poți să fii în biserică și să te mândrești. Mândria așadar este păcatul prin excelență, este păcatul luciferic, este asociat cu Lucifer și dacă mândria este rădăcina tuturor păcatelor, înseamnă că smerenia este rădăcina tuturor virtuților. Înseamnă că dacă din mândrie se nasc toate păcatele și cine e mândrul poate săvârși orice păcat în timp, atunci cine e smerit poate acumula orice virtute în timp, toate cele 7 virtuți de asemenea capitale. Să ne ajute Domnul în vremuri bune să fim smeriți. Isaac Sirul, sunt multe definiții ale smereniei, n-am să vă dau decât una care îmi place enorm și pentru că vă dau doar una, am așteptarea să o rețineți, dar n-am să vă dau test. Mai bine să nu dăm examen. Isaac Sirul, unul dintre marii duhovnici ai istoriei creștinismului, într-una din scrierile lui spune așa, smerenia este arta de a sta la locul tău. Arta de a sta la locul tău. El vrea să spună prin asta, smerit nu e cel care e plin de complexe, de inferioritate, că nu e bun de nimic. Ăla nu-i smerit. Smerit înseamnă arta de a sta la locul tău sau, ca să-l cităm în limbajul apostolului Pavel, fiecare să aibă simțiri de care? Cumpătate. Puteți spune acolo rezonabile. Rezonabile față de sine. Adică să nu te vezi sus, prea sus, dar să nu te vezi unde? Prea jos. Poate că această perspectivă a doua este oarecum nouă sau o pomenim rar, de aceea o accentuez în seara aceasta. Smerenia înseamnă pentru unii dintre noi, am zis pentru unii, un pic să se ridice din complexe, știți? Știu că e paradoxal, cum smerenia să te ridici? Da. Pentru că dacă mereu vei zice nu sunt bun, nu sunt bun, nu sunt bun, într-o bună zi nu vei fi bun de nimic.
Ori fiecare are o valoare intrinsecă, adică în sine, indiferent cine este și ce face. Și dacă noi credem că prin convertire și prin botez dobândim o nouă identitate, identitatea aceea ne ridică din toate stările noastre, mă înțelegeți? Ne ridică din toate căderile noastre, în, cum zicea cineva, în abisul sinelui, când cădem în noi înșine. De aceea smerenia înseamnă pentru unii să coboare, știți cum zic, să coboare un pic, că și-au făcut impresii prea bune despre ei. Dar pentru alții smerenia înseamnă un pic să se, cum am zis, ridice. Nu știu în care stare te afli. Ține minte ce zicea Sfântul de pe care l-am pomenit, Isaac Sirul. Zice, smerenia este arta de a sta la locul tău, de a-ți înțelege locul și de a rămâne acolo cu smerenie, fără judecată, fără dispreț, fără privire arogante, fără replici din acelea, fără, mă înțelegi, toate astea se văd în relații. Știm cine e arogant, știm cum este un arogant, ne displace un arogant. Culmea că toți avem un simț extrem de bine dezvoltat, un miros foarte fin când e vorba de aroganță, de mândrie. Dar de obicei când e vorba de mândria, oare ce vreau să zic? Altora. Și nu prea o sesizăm pe a noastră. Unul dintre cele mai grele cuvinte de purtat, am vrut să zic una dintre mustrările cel mai greu de primit, este când cineva pe bună dreptate, am subliniat, pe bună dreptate și cu dragoste și cu zâmbet și cu rugăciune, mă înțelegi, cu toate la pachet, vine și spune, vezi că de o vreme ești un pic cam mândru, sau mi se pare mie. Mie când mi s-a spus uneori asta, atât de înțelept a fost cine mi-a zis că o zică, sau mi se pare mie, și eu m-am gândit și după aia zic, bă, nu ți se pare. Nu te grăbi să spui că îi se pare. Sigur, poate îi se pare, dar la câte unul nu îi se pare. Nu îi se pare. Atâta de bine ne merge. Atâta suntem pe cai mari câteodată și e minunat că suntem. Cine nu vrea asta? Atâta ne ies toate. Școlile ni se termină bine, examenele le luăm, facultatea o facem, serviciu găsim din acela bănos. De căsătorit, necăsătorit, pruncii ni se nasc sănătoși. Mă înțelegeți? Fac așa un scenariu, nu? Dorit de oricare dintre noi. Ba mai mult avem și o slujire în biserică. Ce este apreciată? Ce are un anumit impact? Parcă toate merg bine, atât de bine, încât începem să ne dăm mari, fără să ne dăm seama. De aceea, ascultă îndemnul acestei seri. În vremurile bune, a fi ucenic în vremuri bune, înseamnă a te smeri tu, a te smeri conștient, mă înțelegi? Nu pentru că ți s-a întâmplat ceva, știu, nu ți s-a întâmplat nimic, dar umblă tu smerit cu Dumnezeu. Despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că El era blând și smerit cu cine? Cu inima sau cu ce? Cu inima. Dacă cineva dintre noi, la scara istoriei și a Universului, ar fi putut să se dea mare, acela cine era? Iisus. Și El era blând și smerit cu inima. Apostolul Pavel spune, m-am învățat să trăiesc smerit. M-am învățat, zice el într-o epistolă, m-am învățat să trăiesc în belșug și m-am învățat să trăiesc în lipsă sau în sărăcie. M-am deprins cu starea aceea și cu cealaltă. Mereu m-am întrebat, dar nu e așa mare filozofie să te întrebi unde a fost mai ușor să se învețe, în belșug sau în lipsă. Dar așa dexteritate încât s-a învățat și într-o situație și în alta. Știați probabil că relațiile dintre noi sunt posibile cu adevărat numai în condiții de smerenie. Știați că numai atunci când îl văd pe celălalt nu mai mic decât mine, ci cum? Mai mare, un pic mai mare, un pic, dar mai mare. Știați că abia atunci când dezvolt exerciții de admirație față de semenii mei, față de colegii mei și când apreciez mai ales ceea ce fac ei în zona unde eu nu pot să fac, unde nu am chemare, mă înțelegeți? Și eu sunt fascinat și vreau așa să rămân, fascinat de colegii mei care uneori slujesc într-un mod atât de diferit de mine și eu n-aș putea niciodată. Când fac ei ceva care eu nu pot să fac, eu mai mult îi apreciez pentru lucrul acela. Învață să-i admiri pe ceilalți. E un semn de smerenie. Cum dobândim smerenia? Nu doar rugându-ne pentru ea, nu doar citind versete, nu doar ascultând predici. Predica aceasta decât vă informează, cumva vă determină puțin. Dar dezvoltăm smerenia apreciind în stânga și în dreapta. Ați auzit? Apreciind în stânga și în dreapta. No, ce amin ar fi mers aici. Dacă vă spuneam că Dumnezeu face ceva, toți eram entuziasmați.
Începe cu cel de lângă tine. Bine, nu chiar acum. Acum o să zică că ești fals, că te iei după predicator. Nu acum, mai târziu, mai mâine, mai poimâine. Apreciază ceva. Spune-i uneori semenului tău, oricine ar fi, că vezi la el ceva ce tu nu poți, ceva ce tu nu știi. Ce smerenie, nu? Câte unul poate ceva ce nu poți, că mereu câte unul poate ceva ce tu nu poți. Apreciază. E un semn de smerenie. Spunem poate prea adesea că ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să ne smerim. Așa este, în ultimă instanță, înaintea lui ne smerim, dar în mod direct, în mod imediat, nimeni nu se smerește înaintea lui Dumnezeu, ci e mult mai greu, ne smerim unul în fața altuia. Toate virtuțile, începând cu smerenia, nu se probează în raportul acesta vertical, da? Metafizic, știți cum zic, metafizic, care nu-l poate nimeni măsura, adică în relație cu Dumnezeu, toate se măsoară în orizontală, în relația unii cu alții. Deci, rămâi smerit. 2. Rămâi profund. Rămâi profund. Aici vreau să fac din nou o comparație cu vremurile rele, grele, doar o comparație. Când zicem profunzime, zicem că în vremurile grele, nu trebuie să-ți aducă nimeni aminte, fii profund, că ați văzut, și vă rog acum cu zâmbet să priviți spre asta, ați văzut că orice om care ajunge în necaz, la orice vârstă și de orice necaz ar fi vorba, brusc e filozof. Brusc îl poți pune la predică. Bine, numai în perioada aceea. Orice om care dă de greu, poftim, știe aproape totul, dar chiar știe despre subiectul acela. Să dăm exemple de care n-am mai dat ca să îi cuprindem pe toți. De exemplu, un băiat sau o fată, se întâmplă, se poate întâmpla și la unul și la altul. Bine, un băiat sau o fată care se îndrăgostește, are o relație eșuată, care eșuează și are ceea ce se numește o decepție în, ziceți, exact locul unde n-ai vrea să ai decepții. O decepție în dragoste. S-a îndrăgostit, a investit, amândoi au investit. Dar din anumite pricini, era să zic din binecuvântate pricini, și-au dat seama după o vreme, ei amândoi copii buni, presupunem că amândoi sunt buni, din familii buni, ei și-au dat seama după o vreme că nu sunt unul pentru altul. Unora le ia ani de zile ca să-și dea seama. Ani de zile. Dar asta nu e o problemă, priviți vă rog cu zâmbet spre ei, de obicei lucrurile astea se întâmplă la tinerețe când omul are ani de dat, ani. După aceea nu mai are. După aceea se învață minte și se căsătorește de grab. Dar până să ajungă în faza aia, vorbim de prima fază, are timp din asta de tatonare, de cochetare, poate chiar un pic neserios, neserioasă, știi, poate își permite niște chestii, niște libertăți și o pățește. De obicei, cine-i mai frivol, cine-i mai, știi ce zic, frivol, mai ușuratic, mai ușuratică, de obicei ăștia și au nevoie de așa, de așa lecție, că degeaba le spun părinții și păstorul, ei nu iau seama. Oricum, când se ajunge într-o decepție în dragoste, nu mă vorbește cu cel decepționat, nu mă vorbește cu omul ăsta în suferință sau cu ea, nu mă vorbește și îți va spune despre ce-i viața asta. Și îți va spune despre ce răi sunt oamenii. Dar e corect. Tot ce spune e corect, îi da și amin. Îți va spune... Eu că sunt un pic păstor, mai aud din astea. Când ajungi păstor, nu te mai poți plictisi niciodată. Crezi că le-ai auzit toate, dar nu le-ai auzit. Stai! Măi, aud câte o poveste, eu mă uimesc așa, mă tot gândesc după... Nu mai trebuie să citești multă beletristică, știi? Mai mergi pe scurtături din astea. Lumea e rea, oamenii răi, viața asta nu merită trăită. Ce important în viața asta, mi-a zis un băiat, ce important decât să slujești pe Domnul, frate Ghiță, rugăciunea și umblatul la biserică. Înainte n-avea aceste păreri. O trebuie să întâlnească frontal cu fata aia, cum adică frontal? Coliziune. Coliziune cu victime. Acum zice, așa de frumos mi-a zis, și iubirea asta, ce iubirea asta, frate? Eu nu i-am zis nimic, ca să nu întrerup izvorul ăsta. Nu tulbur izvorul ăsta. Acum învățăm ceva.
Când pățim una ca asta, nu mai trebuie să zică cineva, fi profund. Suntem profunzi. Înțelegeți? E mai greu unde să fii profund? E mai greu în vremurile care, năpoftim, în care? Vremurile bune, fii tu profund. Riscul superficialității, riscul frivolității, riscul unor atitudini ambigue, schimbătoare, prea schimbătoare, riscul de a fi volatil, de a fi fluid, de a prea curge peste tot, mă înțelegi? De a nu mai avea granițe ale sinelui, mă refer, ale, da? Principii, etc. Riscul pentru toate acestea este când îți merge bine. Când zic fii profund sau rămâi profund în vremuri bune, zic rămâi mereu la esențial sau rămâi mereu în esențialul vieții, a subiectului, rămâi în esențial, că mare binecuvântare este în asta. Vreau să spun că a-ți merge bine nu înseamnă neapărat a fi superficial, deși uneori acolo cădem, dar nu înseamnă că trebuie să cazi, ci poți să fii ok, poți să ai de toate, poți să fii cineva, să-ți meargă bine pe toate palierele și tu totuși să ajungi la esențial, că asta e profunzimea, să nu pierzi mereu esența, nu? Esențialul din lucruri, esențialul din evenimente. 3. Pe lângă rămâi smerit și rămâi profund, mai adăugați, vă rog, rămâi sensibil. Rămâi sensibil. Din nou voi face această comparație aproape acum obositoare. Atunci când ni se întâmplă ceva rău, cu gândul la predica de dimineață, nu trebuie să ne spună cineva, fi sensibil. Pentru că deja, ziceți, suntem. De exemplu, când cineva trece printr-o pierdere, și bună oară îi moare partenerul, soția sau soțul. Când cineva trece printr-o asemenea dramă, va fi foarte sensibil restul vieții la toți aceia care, în traseul vieții, vor trece printr-o dramă similară. Și deși fiecare caz e un caz aparte, de acord, dar undeva există o zonă de nucleu, un miez, da, care rămâne mereu același. Există ca la două cercuri care se suprapun parțial o zonă hașurată. Ei, zona aceasta hașurată este experiența comună pe care acesta sau aceasta a avut-o și mereu va avea o sensibilitate și inima lui va tresări. De exemplu, când se va anunța în biserică că cineva, poate la o vârstă tânără, nu? A rămas singur cu 2 copii sau cu 3 sau ea a rămas singură cu 5 copii, cum am auzit recent la un coleg în parohie. 5 copii. Și el s-a dus la 40 ceva de ani. Când auzi asemenea motive de rugăciune, asemenea cauze aduse înaintea bisericii, toți aceia dintr-o comunitate care au trecut printr-o situație similară vor fi cum, ziceți? Sensibili, atenți. De asemenea, există o comuniune pe care nu trebuie să o dicteze nimeni. Nu trebuie să o urmărească nimeni, ea există de la sine, între cei care împărtășim aceeași boală și mai ales dacă avem boli rare. Știți că se înmulțesc bolile rare? Știu că sună aproape ironic. Citeam că se înmulțesc bolile rare. Am zis că măcar ălea să fie cum? Cum se numesc? Rare. Zice că nu mai sunt rare. Poate nici nu trebuia să vă spun asta. Zice că în curând, dacă se înmulțesc în felul ăsta, se descoperă încă o boală și încă o boală, zice că li se schimbă denumirea. Nu o să mai fie boli rare, ci vor fi boli de care? Dese. O să ajungem că nici măcar atâta dramă de speranță nu mai avem, că totuși există o categorie a bolilor rare, pentru că se înmulțește foarte mult cazuistica. Ei bine, mai ales cei care ei sau copiii lor sau cineva dintre părinți, da, careva dintre părinți, au o boală rară, observați, vă rog, cum pe internet, în mediul virtual și nu numai, și în mod real, se întrunesc, se adună, da? Ci au această compasiune, se unesc, creează proiecte comune, bolnavi de cancer, de asemenea, uitați-vă ce asociații, ce mișcări interesante, uneori apar în spațiu public, virtual mă refer, dar totuși public, și vedem și ne minunăm de câtă sensibilitate, câtă atenție. Atunci când pățești ceva rău, a fi sensibil este inclus în experiență. Îndemnul meu ca să urcăm ștacheta cel mai sus este să rămâi sensibil când îți merge cum? Bine. Fii sensibil la cel care a pățit rău, deși ție încă nu ți s-a întâmplat nimic.
Ai înțelegere pentru cel care a trecut printr-o sincopă financiară, nu pentru că e leneș și șmecher, ci pentru că pur și simplu a calculat cu totul greșit șansele lui profesionale. Sigur, nu vreau să dezvoltăm anumite patetisme, dar eu cunosc și dumneavoastră mă gândesc că de asemenea toți trăim în lumea reală. Eu cunosc oameni, câțiva, mereu câțiva, care au ajuns în situații financiare foarte grele, dar ei au o capacitate peste medie. Ați auzit? Peste medie. Să mă iertați că zic, peste noi toți de aici. Să mă iertați că zic. Unii dintre ei sunt supra-specializați, dar într-un domeniu atât de mic, încât pentru domeniul ăla nimeni nu-l poate plăti. Eu am întâlnit așa, te doare sufletul. El în domeniul ăla e profesor. El ne poate învăța pe toți o săptămână despre domeniul acela. Problema este că noi n-avem nevoie și dacă n-avem nevoie, nu-l plătim. Adică el are un produs care nu îl trebuie, ziceți, la nimeni. Ții și milă de el. E multe feluri de a fi milă de oameni. Tot mai mult aud, nu atât am cunoscut personal decât puțin, dar aud că se poartă în lumea asta mare a performanțelor de tot felul, câte unul nimerește la câte un interviu de angajare, câte unul din acela foarte deștept, care are, cum să zice, minte și în pantofi. No, unul din ăla cu minte și în pantofi se duce la interviu, nu unul din ăla mediocru, că l-aș găsește, băi. Ăsta se duce. Și acesta aude, un caz cunosc și eu, un caz, no, îl cunosc personal, ăsta aude din partea comisiei, acelei instituții, cum să numim, comisie, nu? Resurse umane, mă rog, să nu intru în termen tehnic, că poate greșesc, nu mai ascultați predica mai departe. Și când stă el în fața comisiei și spune câte știe, ăștia cad pe spate, cum mai zice, și concluzia este, ești supracalificat pentru noi. Și îl resping că e prea calificat. Așa ceva. Cum să nu-ți fie milă de el, de supracalificatul ăsta? Deci ca să-ți fie milă de cineva, nu trebuie să fie, înțelegeți cum zic, retardat și neputincios și așa. Nu! De ăia ți-e milă, dar ți-e milă și de ăia la alții, că nici ăia la alții. Și trec oamenii prin tot felul de situații și poți întâlni în traseul tău câte unul din ăsta. Ușor poți să-l judeci, să fii insensibil, să zici, băi, eu care nu știu câte știe, uite ce șmec. Nu te da mare. Fii cum? Sensibil. Dacă poți, ajută-l. Dacă ai bani, spune-i la acesta, hai o săptămână în fiecare seară un ceas să-mi predai, că eu la sfârșit eu îi plăti. Să înțeleg și eu domeniul ăla. Mă, nu, că poți trăi fără el, da? Am dat un exemplu. Aplicați, vă rog, în orice altă privință. Și a ajuta pe cineva nu înseamnă neapărat financiar. A fi sensibil înseamnă, în primul rând, până la finanțe. Uneori nici nu are omul nevoie de finanțe. Tu fii sensibil verbal, fii sensibil ca atitudine. Tu fii cald, știi, cald. Dezvoltă relații omenești. Să te simtă că ești uman, chiar dacă îți merge bine. Să te simtă că ești uman. Să ne ajute Dumnezeu. În al patrulea și în ultimul rând, rămâi duhovnicesc. Rămâi duhovnicesc. Chiar în vremurile bune, încearcă să rămâi lipit de valorile morale, dar nu numai. Încearcă să rămâi și să-ți păstrezi un limbaj un pic bisericesc, un pic duhovnicesc, un pic mai cu Domnul în limbaj decât cu tine. Din nou nu s-a auzit niciun amin. De fapt, în seara aceasta este seara fără aminuri. Dar eu nu mă supăr. Eu zic asta retoric, pentru că, sincer, nu sunt genul de predicator, v-ați dat seama, care am nevoie neapărat. Auzi, mai bine fie amin în inimă. Acolo o să fie amin. Mai bine să te pun pe gânduri decât să fii de acord și să uiți după aceea cu ce ai fost de acord. Lasă să nu fii de acord. Vreau să reiau ideea asta care simt că nu v-am convins. În vremurile bune, hai să-L lăsăm noi pe Domnul mai des în dialogurile noastre, în vremurile bune. Hai să nu fie vorba despre noi prea mult, ci din când în când, dacă se poate în mod recurent, da? Acum nu repetat, nu redundant, ci recurent, adică să apară în diferite circumstanțe, să simțim nevoia să-L pomenim pe Dumnezeu. Și să spunem, da, am un serviciu bun, da, am o familie bună, da, atât de bine merg, da,
Dar să simțim nevoia, așa de duhovnicești să fim, încât să simțim nevoia să încheiem fraza tot timpul: dar n-am niciun merit, bun e Domnul cu mine, bun e Domnul. Un mare cardinal din secolul XIX, în memoriile lui, dădea anumite sfaturi de la o altitudine de undeva de la 90 de ani și spunea, printre altele: trăiește în așa fel încât dacă Hristos n-ar fi existat, viața ta să nu poată fi explicată. Să repet, trăiește în așa fel încât dacă Hristos n-ar fi existat, viața ta să nu poată fi explicată. Așa de hristocentric să trăiești, așa de duhovnicesc să trăiești, așa de plin de Duh să fii, așa de spiritual să fii, da? În vremurile acelea bune, încât să nu-ți poți explica viața dacă nu-L pomenești pe cine? Pe Hristos. Pe Hristos. Rămâi duhovnicesc înseamnă să-L ai pe Domnul în discursul tău, în dialogurile tale, în gândurile tale, în formulările tale. De asemenea, rămâi duhovnicesc înseamnă să răspândești în jurul tău acest dor de rugăciune, de scriptură, de versete din Biblie, folosite cu inteligență, cu prudență, dar cumva, nu? De adevăruri, de concepte. Îmi plac oamenii cărora le merge bine, care au de toate, care stau uneori mai bine decât mine. Îmi place când unii dintre aceștia chiar au idei profunde, chiar, mă înțelegeți, chiar sunt duhovnicești, chiar se țin de biserică, chiar se țin de ale Domnului, chiar rămân oameni morali, chiar nu și-au pierdut mințile că le merge atât de bine. Îmi vine în minte acum, evident că n-am să-i rostesc numele, nu e din Timișoara, dar oricum nu-i rostesc numele. De pe la noi, un frate, om de afaceri, cum zicea un frate, ce că putem să dăm exemple, frate Ghiță, dar să nu dăm nume, au zis. Asta mi se pare o dialectică de studiat. Uite, dau și eu un exemplu fără să dau nume. Cunosc un pic omul acesta. În spatele lui stau sute de oameni, mă refer angajați. Mă impresionează omul acesta cât l-am cunoscut, sigur. Pentru că l-am auzit spunând și pe alții despre el, dar eu l-am auzit spunând odată. El nu e predicator, nu e. El își face lucrarea acolo, de la chema Dumnezeu. Și omul acesta zice, mi-a zis: frate Ghiță, am ajuns la concluzia că totul e har. Totul e har. Și omul acesta are o avere mare. Are o firmă mare. Și are un renume, un nume bun între angajații lui. Asta nu-i puțin lucru. Deci ăsta nu-i puțin lucru. Nu în familia lui, normal, că familia ține la el. Dar angajații îl vorbesc de bine. Omul acesta, într-un dialog de suflet ce l-am purtat, chiar de suflet, am fost surprins, plăcut, am plecat entuziasmat să aud de la un asemenea om, nu de la un predicator, nu de la un călugăr de la care te-ai aștepta să auzi, nu? Că tot timpul cu rugăciunile, cu cântă. Nu, omul acesta mi-a zis: frate, totul e har. Totul e favoare. Nu sunt decât un administrator pentru o vreme și vreau să fiu un bun administrator, ca la urmă să-mi zică și mie Domnul: vino, slugă bună, și intră în bucuria stăpânului tău. Nu te simți lezat de mesajul din această seară? Nu te simți lezat când îți spun: fii duhovnicesc, rămâi duhovnicesc în culmea succesului tău, în culmea avuției tale, mă înțelegi, în vremurile cele mai înalte, în vremurile cele mai bune, rămâi duhovnicesc, pentru că duhovnicia face casă bună cu succesul material și de orice alt fel. Adică nu vedea, te rog, o contradicție, nu trebuie neapărat să te lași de credință ca să te bucuri de avere, te poți bucura de avere în credință fiind. Poți să umbli cu Dumnezeu smerit și atent, tocmai în această situație, da, fericită din viața ta. Și în cele din urmă, să spunem de unde am început. Să fim ucenici în vremuri bune. Și să dea Domnul să avem cât mai multe și îndelungi vremuri bune. Dar să nu-L uităm pe Dumnezeu. Și dacă mulți de aici se află în vremuri bune, eu nădăjduiesc că toți, să ne reangajăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, vreau să rămân lângă Tine.
Gândul cu care vreau să închei e un gând despre care nu voi predica nici în seara aceasta și poate nici altă dată. E doar un gând de final. Te rog să ții minte acest gând și să-l lași să lucreze. E un gând foarte teoretic, nu e practic aproape deloc. E aproape filozofie pură. Dar lasă-l să lucreze. Lasă-l în minte. Ca un ferment, ca o drojdie de calitate. Atunci când îți merge bine și când ai mâncarea cea bună, salariul cel bun, familia cea bună, când toate sunt, cum am zis, bune. Nu uita că faptul că te bucuri de ele, că ai această voluptate a lucrurilor bune, faptul că savurezi toate acestea, nu e decât o anticipare a ceea ce vei savura în mod deplin și etern dincolo. Nu uita, e o anticipare. Și dacă Dumnezeu îți dă vremuri bune, ți le dă ca să-ți arate cum va fi unde? Dincolo. Ce mâncare bună va fi dincolo? Ce stare bună va fi dincolo? Ce har va fi dincolo? Ce părtășie va fi dincolo? Nu uita că vremurile bune sunt pregustare ale unor vremuri mai bune. Nu uita că momentele tale de liniște, uneori pasagere, ca un intermezzo, da, între două piese de acord, ca ceva trecător, dar momentele acelea nu fac decât să fie niște flash-uri, cum ar zice tinerii noștri, niște flash-uri spre o altă lume, spre o altă realitate. Și fie ca inima noastră să tresalte înaintea celelalte realități și binele de aici să-l prelungim dincolo. Și să-l gustăm pe acesta cu atâta smerenie și cu atâta sensibilitate, știind că aici este aperitiv, dincolo va fi ospățul ceresc. Glorie lui Dumnezeu!